Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, alături de directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Liviu Mușat, au semnat două proiecte cu finanțare europeană prin programul operațional regional. Evenimentul a avut loc în sala de ședințe a primăriei. Bună ziua, bine ați venit! Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Astăzi am deosebită onoare să-l am lângă mine pe domnul director Liviu Mușat de la ADR Sud-Muntenia. Ne-am familiarizat deja cu dânsul. Astăzi vom semna ultimele două proiecte pe POR, și anume dezvoltarea infrastructurii educaționale antreprescolară și preșcolară din municipiul Călăraș, și anume este vorba de creșa săptămânală noastră. Așa cum bine știți, acest proiect a început ca și gândire din anul 2015 și chiar că astăzi reușim să-l semnăm, pentru că avem o problemă, copiii noștri nu au unde să stea în această creșe săptămânală, sunt limitați ca număr, astăzi vorbim de 40 de copii, iar această extindere a creșei săptămânale cu o construcție nouă va avea undeva la 68 de copii. Valoarea estimată acestei construcții este de aproximativ 1 milion de euro, și anume 5.022.672 de lei. Este o construcție care ne va ajuta în viitor. Noi mai avem în vedere să mai facem o creșe, dar acesta va fi pe proiect pe PNDL pentru copiii din Măgure. Al doilea proiect pe care o să-l semnăm astăzi este vorba de modernizarea liceului Sandu Aldea, și anume ținem cont de acest liceu pentru că e cu tradiție istorică. Partea veche fiind un monument de cultură, nu putem să reabilităm, dar acest proiect va reabilita corpul B, începând de la șarpantă și tot ce mai trebuie acolo. Vom avea și piste noi pentru a învăța să șofeze pe tractoare elevii care sunt la acest liceu, vor avea și o seră, deci vor fi foarte multe lucruri funcționale în acest liceu, pentru că avem nevoie de ele acolo. Această valoare a proiectului este de 3.060.187 lei, aproximativ 620.000 de euro. Domnul director, vă rog. Mulțumesc, domnule primar, semna bună ziua. Într-adevăr, iată că sfârșitul acestui an atât de zbuciumat, dar complex, de complicat, ne aduce și vești bune la Călăraș, la primăria municipiului, în sensul că semnăm astăzi ultimile două contracte din tot programul operațional 2014-2020 și, evident, și ultimile din axa 4, axa de regenerare urbană, adresată reședințelor de județ. Vreau să vă spun că din toate cele 7 reședințe de județ, municipiul Călăraș este prima care reușește să semneze toate contractele și din acest moment mingea, să spun așa, este în terenul dumneavoastră, domnule primar, în terenul echipei pe care o conduceți. Să mai sunt încă 3 ani până la sfârșitul lui 2023 în care proiectele să devină realitate. Tot în această perioadă am început discuțiile, chiar am avut săptămâna trecută o întâlnire cu primăria municipiului Călăraș, cu primăria municipiului Oltenița și cu Consiliul Județean vis-a-vis de programul 2021-2027, identificare de proiecte. Încercăm ca cât mai multe din doleanțele, din nevoile UAT-urilor din regiune și, evident, și din Călăraș, să putem să le prindem ca activități eligibile în viitorul program operațional. Și suntem optimiști că și următorul program va fi și mai bun, și mai aproape de comunități, va încerca să rezolve din multele probleme cu care ne confruntăm în regiune și, evident, și în Călăraș. Eu vreau să vă felicit, domnule primar, pe dumneavoastră, echipa de la primărie, că ați finalizat tot ce aveați de contractat
Și vreau să vă transmit că în 2021 ne bazăm pe dumneavoastră că veți fi un furnizor însemnat de sume pentru a ne atinge ținta la nivel regional. Din punctul de vedere, din punctul de vedere al Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, tot sprijinul pe care putem să vi-l oferim, așa încât aceste proiecte să prindă viață și să intre în serviciul cetățenilor din Călăraș. Și eu mulțumesc de tot sprijinul, domnul director. Știu că ați fost lângă noi și veți rămâne lângă noi în continuare, pentru că împreună vrem să dezvoltăm oraș. Și totodată vreau să mulțumesc echipei de la dezvoltare, pentru că fără raportul lor nu se putea ajunge astăzi aici. Da, pot să spun că din discuțiile pe care colegii mei le au cu colegii dumneavoastră, la primăria Călăraș există o expertiză pe care sunt convins că o veți folosi la maxim. Vom verifica și pentru proiectele următoare. Da. Domnul director, și vă asigurăm că vom încerca să le implementăm cât mai repede, pentru că timpul este cel mai mare dușman al nostru. Așa cum a spus și dumneavoastră, până în 2023 trebuie să implementăm toate aceste proiecte și atunci trebuie să avem o viteză foarte mare de implementare, pentru că în 2023, așa cum știți foarte bine, pierdem finanțarea pentru toate aceste proiecte. Să sperăm că nu se va întâmpla acest lucru și eu sunt sigur, dar trebuie să avem în vedere că așa stau lucrurile.